Eu am 64 de puncte din 100. Doamna Pansidăl are 68 și doamna Palcău 69. Vă pot preciza că sub 70 de puncte este ultima treaptă în evaluare nesatisfăcătoare. Deci, ca să primești un calificativ ca acesta, asta însemna să nu dăm pe aici tot anul. Deci, zero. N-am făcut nimic. Această treabă, această situație, nu putem să o acceptăm. Primele reacții ale tripletei de la Inspectoratul Școlar au venit după ce, vineri seară, prin fax au primit fișele de evaluare de la București. Ieri au fost în audiență la Ministrul Educației pentru a-i reclama neregulile constatate la evaluare. Și l-am rugat pe domnul ministru ca la contestații, că noi urmează, l-am rugat să ne comunice și calificativul, pentru că noi nu putem contesta decât calificativul aferent punctajului a apărut în fișa de evaluare, să aibă atenție ca în contestarea care o vom depune să evalueze corect, obiectiv, acele documente pe care noi le-am depus pentru evaluare și să ne dea fișa completată, corespunzătoare. Dumnealui ne-a promis că nu poate să facă mai mult decât ce îi spune metodologia, că o să facă comisie, deși înțeleg că comisia deja este constituită din septembrie. O reacție mult mai vehementă a avut-o inspectorul școlar, general adjunct Nela Van Zidăl. E un lucru rușinos că trăim într-o țară în care dorim ca lucrurile să desfășoare corect și dacă au la bază alte criterii, vă spun sincer că mie îmi lasă un gust amar. Eu nu o să accept ca după 36 de ani de muncă, cu performanțe, chiar foarte multe performanțe, să plec din instituție cu nesatisfăcători. Dar nici nu vă voi lăsa să nu plătească cine mi-a creat acest prejudiciu, pentru că este clar că e un prejudiciu. Mai mult, Van Zidăl a dezvăluit că, din documentele primite prin fax la ceas de seară, dar și din alte acte pe care le deține, rezultă că fișele de evaluare de la minister au fost completate încălcând legea. Și surpriză, dacă fișa mea și a colegelor arată în acest mod, adică atribuții evaluate, criterii, punctaj maxim, autoevaluare, adică cât ne-am acordat noi și evaluare, fișa care ne-a fost acordată de minister, a dispărut punctajul cu autoevaluare și are doar punctajul acordat de dumnealor. Pentru mine este un mare semn de întrebare unde este fișa mea și a colegelor. Și celălalt general adjunct, Daniela Palcău, consideră că s-a făcut o nedreptate prin acordarea calificativelor de nesatisfăcători, în condițiile în care până acum orice control al ministerului nu a descoperit abateri grave și nici nu s-a soldat cu sancțiuni pentru conducerea inspectoratului. Vreau să vă spun că sunt depunctată la relațiile cu presa și cu comunitatea. Și eu la fel. Da. Nu știu. Asta vrem să se măsoară. Copii și nu am fost destul de, n-am făcut vizibile activitățile instituției. Vreau să vă spun că toate controlele pe care le-am avut, la toate controlele, am reușit să aducem argumente în favoarea noastră, bineînțeles. Consider că domnul ministru se va apleca asupra contestației, contestației pe care ne-am lăsat-o a acestui document cu punctajul. O să facem și contestație mai departe. Eu cred că nu se va ajunge acolo pentru că cineva va trebui să vadă activitatea noastră din anul școlar 2016-2017. Dacă nici după rezolvarea contestațiilor calificativele nu vor crește, cele trei inspectoare sunt decise să meargă în instanță. În plus, Van Zidăl va cere despăgubiri tot în instanță. Bineînțeles, nu pot să las, da, să rămân cu asemenea cocoașă în spate toată viața. Ele consider că și Nela și Daniela sunt victime colaterale, pentru că dacă nu eram eu cu problema, ele putea să le dea lor foarte bine. Eu vă promit că nu voi pleca din inspectorat, eu voi face dreptate, chiar dacă prin contestație nu obțin, prin instanță și cineva va plăti toată durerea pe care o am în acest moment. Vreau să vă mai spun altceva. Dacă
evaluarea ar fi fost făcută de colegi din minister cu care noi interacționăm zi de zi, înțelegeam că am fost nemulțumiți, dar noi am fost evaluat de persoane de care n-am auzit în viața mea. Și asta îi spun semn de întrebare. Etapa contestațiilor ar trebui să dureze maxim 10 zile de la depunerea documentelor la Ministerul Educației.